Dacă vrei să apari în următorul meu episod, trebuie să completezi următoarele reguli în mai puțin de 10 secunde. Lasă un like la acest videoclip, abonează-te la canalul meu, activează clopoțelul bifând să ți se trimite toate notificările și scrie în comentarii literă cu literă, adică o singură literă pe comentariu fără să fii întrerupt, jocul tău preferat. Iar în cazul în care eu îmi dau seama din comentariile tale ce joc ai scris, vei apărea în următorul meu episod. O să leg de fiecare dată 4 oameni pe care o să-i pun în clip. Baftă! Salutare tuturor, mă numesc Marius Iancu, sper că aveți o zi minunată, guys, și bine ați venit la un nou episod la mine pe canal în care vom începe o nouă serie de reacții la Nukes Top 5. Nu știu dacă ați auzit vreodată de acest canal de YouTube, un canal de YouTube foarte, foarte popular în America, Nukes Top 5, în care efectiv, guys, sunt niște videoclipuri extrem de tari. De ce vă zic chestia asta? Pentru că sunt niște videoclipuri cu oameni care au trăit niște evenimente paranormale, videoclipuri pe care nu le-ați mai văzut niciunde. Sunt Top 5 Ghost Code on Camera, așa se numește videoclipul acesta. Există foarte multe videoclipuri, doar dacă lăsați un like o să mai facem mersi și la celelalte. Haideți să începem cu prima reacție. Nu uitați like și subscribe, let's go. Ok, deci top 5 fantome prinse pe camera. Când o vezi prima dată? Suddenly the oldest daughter becomes very disturbed and frightened by something she can see in the other room. Ok, guys, deci cum îi zice, primul lucru este următorul, după cum vedeți, este o mamă care, na, le dă masa celor două fiice ale ei. Și după cum vedeți, o fică, bă, adică asta, începe să devină foarte, foarte așa deranjată, parcă puțin speriată de o chestie care se întâmplă în cealaltă cameră, adică în spatele ei, după cum vedeți. Chiar dacă nu este absolut nimic vizibil în video. Ok, guys, deci fii atenți, asta, deci fii atenți, eu credeam că aia pur și simplu s-a uitat în spate și o întreba ce. Vedeți, fata asta, bro, pare că e așa puțin, bro, ce se întâmplă acolo, like, ce se întâmplă, știi ce zic? What? Ce? Ce acolo? Ci că nu-i nimica. Ci că doar am pus alea jos, știi ce zic? The mother remains calm, questioning her daughter as to why she is scared. Ok, deci asta mică începe să plângă, bro, și zice că mama rămâne calmă și întreabă pe fiică de ce plânge. Dar nu le primește și un răspuns. Ok, ea se uită în spate și începe să râde cum soarea e mai mare, se sperie din absolut nimica. Ok, asta e super speriată, guys. Știu de ce ai din dreapta, e speriată. O fiică vedea vreo fantomă, bro, dar bar roam, știi ce zic, dar e super, super speriată. Ok, asta face pe fantoma să o sperie. Asta e speriată. Cică, e speriată de chestia aia. Cică, ăla a murit. Cică, plouă. Ok, de-aia plânge, bro, de ce plânge? E sperată o chestie de acolo, dar care-i chestia? Look at me. Like, n-ai nicio logică. That is, until the younger girl takes a second look. Ok, guys, deci fiți atenți, acum cred că o să-și dea seama și fata mai mică. Deci cum vedeți, aia plânge, bro, dar plânge așa, gen, nu vede absolut nimica. Și că asta se întâmplă până când fata asta ia și ia o privire, nu că și ia o privire. Suddenly she also sees whatever frightened her older sister. Și că și deodată și ea vede ce a văzut cealaltă sora ei. Her reaction is pure terror. Bro, și aia s-a speriat și a început să țipe. Like, what? Ce s-a întâmplat cu ele, bro? Oare ce au văzut acolo, bro? Nu știu ce s-a întâmplat cu ele, bro, ce au văzut acolo? The video uploader Angel Ruiz says that both girls claim to have seen a ghost in the other room. Ok, deci că asta, Ruiz, nu știu cum am spus, din am și uitat numele ei, spune că
Ea zice că ăsta, cum îi zice, fiicele ei au văzut o fantomă cealaltă, Camilo, și de-aia a început să plângă. A, de, asta le-a zis ea, ele. Da. Și că și nu s-a văzut nimic la, pe la mama sau la video, știi zic? Loading Doc Ghost Girl, ok. Ok, deși că unde ăsta, unde sunt camioanele, chestiile alea de camioane alea, a văzut o fantomă pe camioane de supraveghere, bro. Ok, deși că o fată tânără, îmbrăcată toată în negru, stă pur și simplu și se olbează la un transport de-a lor. The others watch on the CCTV camera. Oh. Ok, guys, cred că ăia nu o văd, gen, și că erau trei gardieni, unul stă pe cameră și se uită și ăia s-au dus să investigheze, dar după cum vedeți, pata aia încă stă acolo, bro, dar cred că ei nu o văd sau ceva, de ce nu? Bro, ce se întâmplă? Adelante. Caminen hacia atrás tres pasos. ¿Au văzut-o, bro? Exactamente, está a su espalda y ustedes... Ahí me ve. Bro, no văd. Exactamente, ahí está haciendo su movimiento, ahí está. Diles, diles. Bro, efectiv nu o văd, voi vedeți ce că bă, parcă trece cu mâna prin ea, voi ați zis cum a făcut ăla sau cu lanterna. Deci ei nu o văd, se vede numai pe camera de supraveghere. Dar e mișto gen că ei dacă se bagă în fața fantomei, gen fantoma nu se mai vede, dar așa se vede, bro, what? Uitați acolo în spate, bro, uitați-o. Da, ăștia trec prin ea, efectiv. Uitați-vă, bro, trece prin ea! Ce se întâmplă, bro? Bro, ce se întâmplă? La ea are logică. Mă, vine și al treilea! Ce că e aici, bro? Da, deci că aia de pe tren nu pot să o vadă. Chiar dacă stă lângă ei, după cum vedeți, dă cu mâna prin ea, bro. Da, și că până la urmă au ajuns ăștia să credă că efectiv aia fac caterincă de agent, să-i sperie sau ceva de genul. Dar după s-a sperat când s-au uitat și ei pe CCTV-urile. Da, exact, și asta e ce mai creepy, că efectiv ei trec prin ea. Deci vedeți, trec prin ea, efectiv. Ok, super suspect. Do you believe? Yeah, 3. This is Dalhousie Castle in Scotland. It's 800 years old. Ok, deci ăsta e castelul Dalhousie din Scoția, care este... E construit de 800 de ani. Și că se zice că locul ăsta e bântuit. Ok, deci că reporterul ăsta, Helen Parker din Australia, niciodată n-a crezut în fantome. Până când a început să investigheze asta, Dalhousie Castle. Parker was so confident that she decided to go alone into the castle's dungeon. Da, deci Parker asta, reporterul ăsta, genera tot asta, bă, nu există fantome, așa că efectiv n-a avut nicio frică și s-a dus acolo înăuntru. La ora 2 dimineața. Dar el și o cameră, doar ea și o cameră. A, voi vedeți, guys, că nici cameramanul nu s-a dus, cer că a zis doar ea și o cameră. Like, ia și o cameră, ia se filmează, bro, nu-i vreun cameraman sau ceva de genul. Hai să vedem. Ok, guys, deși că restul oamenii din castel s-au dus la culcare și ea efectiv merge pe la ora 2 dimineața, că au avut gen s-a terminat cina, i-a dus la culcare și a se primă pe aici să dovedească tuturor că nu există fantome. Da, ea și camera. Had no signs of her tonight.
Ce că 35 o semn de fantomă, a? After sitting for a while and witnessing nothing, she even starts joking about how the castle's ghost called Lady Catherine might be, quote, rubbish. Ah, ok, guys, a început să facă Caterinca până și de fantoma Lady Catherine, și că este fantoma din acest castel. Și că a început să facă Caterinca de ea. So maybe it's all just rubbish. Maybe it's all just hocus pocus. Tati, hocus pocus. Maybe there is no such thing as gas whatsoever. Ok, guys, deci vedeți că ea chiar nu crede, că nu știu treaba. Și după a început să-l... Și a început să-l sumonez, zice, vino mă odată, știi ce zic, dacă ești vechere, vino odată, băi, spiritule. Catherine! Oh, Catherine! It's creeping me out now. Okay, I'm going. Okay, Catherine, I get it. Ok, guys, s-a întâmplat ceva și a zis, ok, Catherine, ok, plec, plec. Then something moves in the dungeon, but I'm not staying to find out what it is. Ok, deși că după s-a mișcat ceva în spatele ei, dar niciun caz nu a stat să investigheze situația. Helen Parker says that during the experience she felt, quote, an intense electrical feeling down the right side of my face and head. Ah, ok, guys, deci că fii atent, ea, cum zice, stătea și pe partea dreaptă a corpului ei s-a simțit așa o chestie de electrică, ca și cum ceva electrocutat-o, și după a început să pice chestii în zona aia, gen să pice o chestie, chestia aia, de aia s-a și speriat așa dată, așa, să zic că pică foarte multe chestii. Okay, I get it. I'm going. Ce ca și plec, plec. A avut ăștia de sunat la Catherine. La ora 2:04 dimineața. A făcut Caterica. I like to think I'm a pretty rational person. Deci bai să cred că sunt o persoană rațională. If you're interested to play backwards on that tape. The chair banging on its own with such purpose is what scared me. Da, ce ca speriată, pentru că e o persoană rațională și ok de chestii de genul. Da, ce ca o chestie electrică. Ce ca ea tremură, nu știu dacă puteți să vedeți, guys, ea tremură în momentul de față. Da, ce poate fai, bă, stau să vorbesc cu ea. Hai să vedem, I'd fall asleep on camera. Whatever my encounter was, it was one of the biggest frights of my life. Și că a fost una dintre cele mai nașpa spese din viața ei. The follower, bun, aia al doilea, băieți. While a man was vacationing in the Rocky Mountains, his girlfriend zoomed in and snapped an iPhone live photo of him. For those who don't know, an iPhone live photo basically captures a 3-second video along with the normal photo. Later, when they were reviewing their pictures, they found something very odd. Ok, guys, deci că e o, cum zice, doi tineri s-au dus în vacanță pe Rock Mountain și așa au făcut niște poze, s-au făcut niște live photo pe, cum zice, niște live photo pe de-asta, cum zice, pe iPhone, live photo, explica băiatul ăsta, adică 3 secunde, like, faci o poză, dar într-un fel faci un videoclip de 3 secunde, știi ce zic? Hai să vedem. Someone appeared to be watching the man from the field behind him. Și că cineva îi urmărea din spate. First glance, it looks like someone standing in tall grass. Ok, prima dată îl vede pe băiatul ăla că stă acolo. Second look at the photo, it almost appears as if the person was actually hiding in the grass. Ok, guys, și după s-a văzut filmarea din stânga care arată faptul că nu poate să stea o persoană dacă stă pitită, like, n-are cum să stea altcumva, dar unde a dispărut după, gen? Live photo, 3-second video shows something very different. Ia, fiți toată fotografia. Even though half of the person's body would be beneath the ground. Da, vedeți, bro, că parcă merge. Adică arată că cineva merge, nu e ca și cum se târăște, bro. Da, ăla ăsta stă aici, nu înțeleg ce se întâmplă. The video is motion stabilized. It looks even creepier. Arată foarte, foarte ciudat, bro. Cineva îl urmărește pe băiatul ăsta. Invisible dinner guest. Și după ultimul este invitatul invizibil de la cină. Hai să vedem. YouTube user bscotty321. Ok, bscotty321. His little sister was playing with his food every time he left the room. So he set up a camera to catch her in the act. Ah, ok, guys, deci că ăsta, cum zice, Biscati ăsta,
spunea că sora lui mai mică întotdeauna se joacă cu mâncarea lui, gen, adică când el atent se joacă cu mâncarea. Așa că ce a făcut? A lăsat, ea zicea că nu mai joc și a lăsat o cameră să o prindă așa în fapt. Hai să vede ce face. Da, după cum vedeți, ea chiar se joacă cu mâncarea lui. Da, totuși vorbea cu cineva, bro. Vorbea cu cineva asta mică. Ok, uite, vedeți? El pleacă, bro, a lăsat camera acolo, să vedem acum ce se întâmplă. I don't come. Știu, vino. There's Billy dinner. What? S-a mișcat ceva în stânga, bro? Bro! What, bro? E cineva acolo, cica, aia e masa lui Billy. Bro, vrește cu cineva. Bro, parcă e cineva acolo, man. Să vedem ce se întâmplă. As she says, that's Billy's dinner. Someone or something that can't be seen in the video. The silverware on the plate seems to be. Da, vedeți, s-a mișcat chestia și a zis: "Aia e cina lui Billy, lasă-mi pace." Uite să vă vreau la chestia. S-a mișcat și a zis că aia e cina lui Billy. Bro, deci asta mică vorbea cu cineva, bro, tot timpul ăsta. Thanks for watching. Ok, guys, și cam asta a fost episodul la News Top 5. Dacă mai vreți să facem reacții, nu uitați să apăsați un de like. Eu am fost Maru Seacu, vă mulțumesc pentru vizionare. Ne vedem cu un episod de noi. V-am pupat, pa, pa.